Santa and his faithful pull out their favorite toys, the instruments they love to play. It's time to make some noise. Two elves on a tuba, Rudolph on trombone. Santa plays a mean guitar, his wife's on saxophone. Bine ai venit la Vlogmas numărul 15, Vai și amar de capul nostru, cam așa ar trebui intitulat acest Vlogmas. Este ora 5.45 după amiază. John a mers azi dimineața la 7, a plecat la muncă, cu toate că programul începe la 9 și a stat până la 3, a venit acasă, a făcut duș și el în sfârșit, pentru că a crezut că merge la birou, începe să exporte un program și pe urmă vine înapoi acasă. Dar n-a fost așa, a venit la 3 ca să stea din nou pe computerul și pe telefoane și acum a plecat la birou pentru că colegii noștri își pierd din, nu din răbdare, dar din puteri. Și cred că o să fie o noapte lungă pentru ei, așa că a plecat înapoi la birou la ei și a luat micul dejun cu el și prânzul. Da, e noapte afară, dar el și-a luat micul dejun și prăzugă. Și e în drum spre birou și o să stea acolo, nu, cine știe până când. Ieri am făcut vlogmasul la dimineață și pe urmă a trebuit să lucrez. Johnny l-am dus eu la școală, nu l-a dus John, l-am luat eu de la școală. Am fost cu el toată ziua și pe urmă până seara și a dormit cu mine și toate astea. Am fost părinte singur ieri. Și astăzi cred că voi fi la fel, pentru că nu cred că se mai întoarce John în timp să îl pună pe Johnny la somn. Am vrut să merg cu Johnny după școală, să mergem până la Whole Foods, însă am auzit la radio că este obligatoriu acum să porți mască înăuntru. Ei, nu mai am niciun fel de mască pentru Johnny, pentru că nu mai avem măști. Am întrebat la școală dacă mai are o mască pe acolo și nu mai avea mască. Și am zis, ok, lasă că vin acasă, îl las pe Johnny să mănânce cina cu John și eu mă duc la Whole Foods. Dar, cum John a plecat la muncă, nu se poate. Așa că i-am făcut lui Johnny o mască, să-i sărăt, din masca noastră. Nu arată cel mai bine, însă i-am făcut aici la urechi mai mici și asta este. O să trebuiască să poarte masca asta. Că noroc că am comandat niște mășchi. Credeam eu, simțeam că o să se apropie momentul acesta și-am comandat câteva măști, dar n-au ajuns încă. Așa că, da, și chiar vreau să merg la Whole Foods pentru că știu că mâine o să fiu ocupată din nou la muncă și din nou nu o să am timp să merg pe parcursul zilei și până după amiaza o să fie exact aceeași situație. Și am nevoie de, în special Johnny la școală, îl mănâncă brânză și nu mai am brânză feriată și vreau să iau și o pâine proaspătă, așa că o să mergem împreună la Whole Foods cu masca asta de rezervă, de, nu știu, făcută de mână. Da, e, pe aștept să fie 24 decembrie. Cam asta e situația. Mă pun să îi încălzesc cina lui Johnny și să îi dau să mănânce, ca pe urmă să putem să mergem la Whole Foods împreună. Am fost chiar înainte să mă să le iau pe Johnny de la școală, m-am oprit până la Target să cumpăr chestiile astea pentru oamenii străzii, pentru că am primit mesaj de la școală și tot am amânat și cred că mâine e ultima zi în care putem să le lăsăm. Da, mâine e ultima zi. Așa că am zis, na, să le am pregătite în cazul în care nu am mască să pot să merg cu Johnny la Target. Și bine am făcut că am făcut asta. Și am venit de la școală și m-am jucat cu el cu plastelina. De când ne-am uitat la emisiunea asta a Squished de pe Amazon cu Alexandra Nechita, cu asta ne jucăm într-una, cu plastelină. El acum se joacă, construiește o casă din turtă dulce și eu o să-i încălzesc cina. A, am uitat să vă spun. Ieri, după școală, a venit un prieten de-al lui Johnny la el, la noi și s-au jucat. Și am fost cu mămica, ei s-au jucat, n-am prea fost atentă. Dar partea interesantă este că după ce au plecat ei, am zis, ok, hai să-ți dau drumul la televizor, să poți să uiți o oră la televizor. Și nu am găsit telecomanda. Acum, am întrebat pe mămică, să-l întreb pe copil dacă s-a jucat cu telecomanda. Și zice că nu. Johnny nu crede că l-a văzut. Dar eu nu găsesc telecomanda. Nu știu dacă s-au jucat ei cu telecomanda și e printre jucării, dar sincer, aseară o oră m-am uitat. Sub canapea, lângă canapea,
între canapea, între perinuțele de la canapea, peste tot prin living room, prin sufragerie. M-am uitat și așa în mare și prin jucărie. Mama, nu o să le iau pe toate la mână. Tare mi este că o să se joace la un moment dat și o să zic, mami, uite aici e telecomanda. Nu știu ce să zic. Bineînțeles că nu avem telecomanda și nu putem să folosim televizorul. Și aseara aproape că plângea Johnny că acum trebuie să cumpărăm alt televizor. Zic, nu, trebuie să cumpărăm o altă telecomandă. Și am crezut că astăzi a venit doamna la curățenie și o să o găsească ea, dar nici urmă de telecomandă, așa că mai așteptăm câteva zile probabil și trebuie să cumpărăm o telecomandă. V-am spus eu, fai și amar de capul nostru, dar măcar suntem sănătoși, avem un loc de muncă și suntem împreună. Da. Ca să nu zici că le am pe toate în regulă, că știu că par ordonată, dar perioada asta e așa, peste tot. Nu toate astea sunt pentru oamenii străzi. Am cumpărat peruță de dinți, pastă de dinți. Change. This is mommy's. It's not everything for donating. Okay. This is for mommy too. No, uno, doi. Trei, patru. Change. This is for mommy. You have to be five of each. Cinci din fiecare. Unu, doi, trei. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Okay, this is for you. I got you this. Și asta e pentru mami. Okay. Și asta e pentru mine. Și asta e pentru mine. Tres. Cuatro. Cinco. Așa, avem aici șampon, apă de gură, bețișoare de urechi, hârtie igienică umedă, șervețele umede și ce mai avem? Ciocolată și pe urmă am cumpărat și o cutie cu 5 batoane. Unde e cutia? Oh, aici e. Și atunci au 5 batoane. Cam asta e, asta donează Johnny mâine la școală și ei fac pachetele și cred că le donează la o biserică care le donează la oamenii străzii, dar na, am zis au de toate. Au șampon, se spele, au pastă de dinți, au hârtie igienică și au și câte o gustărică. On trombone, Santa plays a mean guitar, his wife's on saxophone. Am ajuns de la Whole Foods, am cumpărat o plasă de bere. Nici nu vreau să mă uit să văd cât au costat, că precis au fost scumpe. Însă soiul acesta l-am descoperit recent, cred că se numește Sugar Bee. Și ne place enorm de mult. Sunt cele mai bune mere care le-am mâncat vreodată. Îmi lasă gura apă. După ce termin cu voi, trebuie să mănânc un măr. Pe urmă am cumpărat două înghețate cu vanilie. Aceasta este vegană și aceasta este cu ingrediente normale. Are lapte și ouă. Dar pe 23 avem o petrecere cu niște copii acasă, cu niște prieteni de-al lui Johnny. Și vreau să fac o plăcintă cu mere.
Și s-o servim cu înghețată. Și nefiind vegan, am cumpărat asta. Are ingrediente super bune. Chiar are ingrediente bune. Mult mai bune decât asta vegană, aș zice. Are lapte, smântână, zahăr, albuș, vanilie, sare și mai multă vanilie. Deci nu e... Bine, na, zahăr, are ceva zahăr, dar ca și orice înghețată. Pe urmă, am cumpărat niște brânză pentru Johnny, banane, pinicile astea ne plac foarte mult de la Whole Foods. Sunt fără zahăr, sunt ingrediente făină integrală, gluten, apă, drojdie, sare și acid citric. Na. Sunt ingrediente bune și sunt super bune. Noi le punem în cuptor așa câteva un minut, două. Și, dar dacă nu ai cuptor, dacă nu ai cuptorul ăsta care se încălzește super rapid sau are funcție de toaster, poți să le pui în toaster. Am vrut două snacks-uri, am luat niște popcorn în speranța că poate o să ne uităm și noi la niște firme de Crăciun. Pe urmă niște pouch-uri din astea cu sos de mere. Ca zi, mai dau lui Johnny la școală ceva diferit. Că nu știu, fructele lui nu-mi plac citricele și în perioada asta nu mai mere dau. Bine, și astea sunt tot mere, dar măcar sunt sub o altă formă. Și nu trebuie să mai, nu știu, dacă îi pun două mere, nu o să mânce două mere. Dacă îi pun un măr, unul din ăsta, un sandwich și mai ceva, e ok. Dar altfel trebuie să găsesc ceva cu zahăr să înlocuiesc asta. Că mănâncă mult. Niște spanac, brânză din acesta care se rupe. Johnny place brandul acesta, dragă, pentru că au făcut toate desenele astea. Și acum vrea să le păstreze pe toate, să le colecteze, e o întreagă nebună. Niște iaurte fructe. Pe urmă am cumpărat bucățelele acestea de ciocolată. Astea sunt simple și astea sunt cu sare. Și nu zic dacă fac deserturi de Crăciun, să folosesc. Astea cu sare cred că o să fie super bune cu ceva cu curmale. Dar și-am cumpărat niște ovăz peste noapte. Asta e ca și o gustare, fără zahăr. Niște cremă de brânză, lapte. Am zis să mai fac o pauză de la laptele de soia, dar nu, ăsta e mult mai scump odată și pe urmă revin la cel de soia. O pâine, am cumpărat sticks-urile astea, bețele astea, atât pentru porumb, cât și dacă facem frigărui sau chiar și pentru atunci când construiesc chestii din Play-Doh cu Johnny, din plastelină, le folosim. Pe urmă, am luat un unt. Ediție limitată, are zahăr de cocos în el, însă e cu aromă gingerbread și sunt chiar foarte curioasă. Și niște ardei copți, cam asta e și ar fost $135. Deci mi-am dat seama că mi-am prins părul, uite așa, și am umblat prin tot Whole Foods, exact așa. Să-ți spun o poveste interesantă sau nostimă? Când eram mic, îmi plăcea să mă joc cu părul oamenilor din jur, femeilor din jur, a mamei, a bunicilor. Și mama mamei m-a lăsat odată să-i fac părul. Nu mă prea lăsa să mă joc cu părul ei, dar m-a lăsat odată. Și aveam eu niște clame în păr. Pe vremea mea, dragă, când eram eu copil, se purtau clamele. Și aveam o fundiță roz cu niște floricele pe ea. Și am luat-o jos din capul meu și tot ce mai aveam eu. Și l-am pus pe părul ei. Și am făcut eu o freză, nu știu, a chemat-o bunicul afară, s-a dus ea afară așa și pe urmă cineva i-a zis că trebuie să meargă la colț, nu știu, să se întâlnească cu un vecin. Și a uitat că eu i-am prins betonul așa cu fundița aia și s-a dus la colț să se întâlnească cu vecinul așa. Tot timpul a râs pe tema asta că m-ai făcut să mă duc cu fundița la colț. Fundița roz de fetițe. O să încerc. Deci nu că e un de arahide cu mixte, cu tot felul de nuci. E cu caju, migdale, are zahăr de cocos, semințe de in, nuci braziliene, chia, nuci de hazelnuts. Nu de pădure, cum le zice? Nuci de pădure, nu? Cred că așa le zice.
Pumpkin seeds sunt nucile din din dovleac, scorțișoară, sare, Old Spice, cred că e ăla, Pumpkin Spice. Hai, deci bine miroase și cred că are un gust extraordinar, adică n-am ce-am prins acolo pe deget. Ok, și planul meu este să îl pun pe mere. Nu pot să-l pun în curmale, că deja are zahăr adăugat. Deci nu știu dacă e de la oboseală sau dacă asta e atât de bună, dar mi s-a făcut pielea de găină. Pe bune. Ah! Habar n-am, dar e bun. E bună, rău de tot. Dar da, mi s-a făcut pielea de găină de la ea. Dacă te întreb dacă am găsit telecomanda, nu, am mai căutat o jumătate de oră și tot n-am găsit telecomanda. Căutat telecomanda, îmi dă lui Johnny să mănânce și până am fost la Whole Foods. Deci mărul ăla cu untul ăsta nou. Bine, cred că cu orice unt e bun, dar cu acesta, pentru că are toate mirodenile astea de specifice sărbătorilor, e ca și o plăcintă cu mere, de care n-ai stat în bucătărie câteva ore să o faci. Super! Superb gustul! Place super mult cum merele sunt dulci, foarte puțin acrișoare, cu untul și cu dulceața din unt. Oh! Desertul perfect! Nu să deschidem calendarul, să vă mai spun ce am pățit astăzi. Am luat cu mine microfonul când m-am dus la Target și când m-am dus să-l iau pe genul de la școală, eu crezând că o să pot să mă... o să am timp în Target să filmez puțin. Nu am avut timp și am ajuns acasă și zic, ok, hai să filmez acum. Și nu-mi găseam microfon. Altceva ce am pierdut? Și caută, nu e în buzunare, mă duc în mașină, nu e în mașină, mă uit în geantă, nu e în geantă, din nou, uite în geantă, nu e în geantă, uite în mașină, nu e în mașină, uite în buzunare. Zic, mi-am pierdut mințile, că țin minte că l-am luat cu mine. Și pe urmă m-am uitat și era căzut între scaune și zic, valeleu, dar câte mi se mai întâmplă astăzi. Ok, numărul 15. Oh, ce-am cumpărat și eu acum. Sunt chipsuri din alea micuțe de ciocolată, ciocolată neagră, dropsuri de ciocolată, ciocolată neagră ecologică, ingrediente, masă de cacao, zahăr de cocos, unt de cacao, lecitină din floarea soarelui. Ha, super interesant. O să le folosesc în ceva prăjitură, probabil. Chiar îmi place. Interesant. Și știu că multe persoane să-mi spun acum că par obosită și că arăt obosită și că Larisa odihnește-te. Adevărul este că mă simt obosită și sunt obosită, dar cred că mai mult mental decât fizic. Problema este că nu e, de fapt nu e o problemă. Suntem într-o perioadă foarte ocupată la muncă, ambii, dar în special John, și am noroc când restul timpului suntem parteneri. Și John îl duce pe Johnny la școală, John îl face seara, rutina de seară, îl pune la somn și toate chestiile astea. Și pe mine asta mă ajută foarte mult și îmi dau seama chiar și acum, în special acum, de fapt, mai mult decât niciodată, cât de mult mă ajută faptul că contribuie și la creșterea copilului lui. Și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Nu știu cum fac părinții singuri și mă închin tuturor părinților care sunt singuri, cum reușesc să facă totul și să aibă grijă și de copil. Asta mi se pare mie o provocare, nu ce fac eu, că și lucrez, fac și YouTube și cresc și pe Johnny, dar în colaborare sau cu ajutorul sau participarea lui John, cum vrem să o numim. Dar da, e o perioadă dificilă. De o altă parte, mă gândesc că dacă n-ar fi fost Johnny, acum aș fi fost și eu la birou cu John muncind. Așa că mai vine acasă făcând rutina de seară și pus la somn. Când am fost la Target, mi-am cumpărat ceva de la Target, dar lângă Targetul la care am fost era și un Nordstrom Rack și am intrat și acolo să văd dacă au ceva, așa că m-am gândit să vă arăt. De fapt, m-ați văzut un video când arătam ce am cumpărat pentru oamenii străzii, am zis, astea sunt pentru mami, astea e alu mami,
Și așa că să vă arăt produsele pe care le-am cumpărat. Mi-am luat un demachiant de ochi de la clinic, mic, și l-am cumpărat pentru că îmi cumpăr bău înaintea carul înaintea boilor, în speranță că poate mergem într-o vacanță și să am demachiant de ochi, să nu mi-l iau pe cel de la Farmec, pentru că acela tot timpul mi se curge din el. Orice aș face, curge din el. Sistemul de închidere nu este la fel de performant ca și la acesta. Așa că am zis să-l am pentru călătorii, dacă o să mergem undeva. Știu, e decembrie, ce e? 14-15 decembrie și eu n-am nimic a pregătit, dar eu sper că o să merg într-o vacanță. Pe urmă, am cumpărat acest săpun de la Eco Tools. E pentru Beauty Blender. Eu îmi spăl Beauty Blender în fiecare zi, fie cu acest săpun, fie cu cel de la Beauty Blender. Și pentru că nu ajung la Sephora prea curând sau nu am un plan și am mers la Target, am zis hai să le iau pe acesta și am găsit, erau trei acolo, le-am cumpărat pe toate trei, că se găsește destul de greu. Și pe urmă, tot la Nordstrom Rack, am găsit această oglindă cu Iris, care e această femeie care are peste 100 de ani și se îmbracă super frumos. Și nici n-am știut care această colecție specială, dar am văzut-o acolo. Aveau și ceva make-up, dar nu mă bag. Asta am o paletă de ochi, două chiar. Le folosesc pe astea, nu am nevoie de mai mult. Dar, din nou, mi-am cumpărat carul înaintea boilor, în speranța că mergem undeva. Tot timpul când călătoresc în baie, în majoritatea băilor, lumina este groaznică. Și multe dintre ele nu au o oglindă care poți să o iei cu tine în altă încăpere unde ai lumină sau măcar în fața geamului. Și am vrut-o pe asta, e așa micuță. E numai bună de pus în pervazul geamului și machiat atunci când nu ai lumină bună în baie și cu iris. Să-mi aduc aminte că trebuie să am grijă de sănătatea mea ca să ajung și eu la vârsta ei. Cum astea sunt cumpărăturile, m-am uitat să văd dacă au ceva genți de la Kate Spade, aveau, însă nu pot să zic că mamă ce prețuri, erau niște genți normale și mi s-au părut destul de scumpe, în special pentru perioada asta când toată lumea are reduceri și sunt foarte multe genți la reduceri și nici n-am unde să le mai pun, așa că nu mi-am cumpărat, trebuie să fii mândră de mine sau mândru că nu mi-am cumpărat genți Kate Spade cu toate că aveau acolo. Da, cam asta am făcut eu astăzi. Nici nu știu cât e ceasul. Johnny abia aproape a dormit în mașină, cântam iară colinde și era liniște și mă întorc și era aproape a dormit. Zic, ce faci? Usuriți. Trezește-te, că dacă adormi acum, pe urmă o să mi-adorm la 12 noaptea și eu o să fiu ruptă. Mă pun să termin de pus toate astea la loc și cele care le-am cumpărat de la Whole Foods. Nu o să mai mănânc din măr cu unt, cu toate că am mâncat deja un măr cu unt acela. Nu o să încep un al doilea măr cu unt. O să-mi fac un duș și mă demachez, pe urmă, o baie rapidă la copil și somn că am nevoie. Azi dimineața m-aș fi trezit mai devreme, însă la 5, când mi-a sunat alarma, pe urmă l-am auzit pe Johnny că se mișca prin pat. Și zic, mă trezesc, mama se trezește și el și nu vreau să trezesc copilul la 5, așa că m-a adormit și m-a trezit singură la 6 și l-am lăsat să doarmă ca și vreau să gătesc. Vezi, n-am vorbit astăzi cu nimeni, n-am vorbit cu adulți. Cu John m-am întâlnit 20 de minute toată ziua și n-am prea vorbit că el vorbea la telefon și acum sunt nevorbită și vorbesc cu voi. Asta se întâmplă, cu toate că n-am vorbit cu copilul și din astea, dar așa simt că vorbesc cu adulți. Da, așa că am dormit mai mult. Aș fi vrut să fac ceva de mâncare în seara asta, că ăsta era planul, ca să avem mâine, că mâine iară trebuie să lucrez super mult și probabil că nu o să am timp. Dar sper să pot să mă trezesc mâine dimineața la 5 ca să fac niște mâncare pentru la prânz. Măcar pentru la prânz. Și, da. Mâine ar trebui să vină Bona. Încă nu i-am spus, dar o să-i trimit mesaj mâine să nu vină. Cu toate că sunt nevoie de ajutor în acest moment și sunt obosită și toate astea, am decis că nu mai, gata, rupem firul neplăcerilor și o să-i trimit mine mesaj că, nu știu, să inventez eu scuză și oricum ea
zicea că asta o să fie ultima tură pe anul acesta, așa că o să aștept să-mi trimite ea mesaj la anul, să mă întrebe când poate să vină, ca să-i dau vestea proastă că nu mai trebuie să mai vină. Ok, cam asta e pentru astăzi, chiar acum chiar vă las, mă duc să fac duș și să convin copilocul să ne băgăm la somn. Nu uita să te abonezi, nu uita de giveaway, că n-am prea menționat anul acesta giveaway-ul. Există un giveaway, trebuie să te duci la Vlogmas numărul 1 să vezi regulile și ne vedem, era să zic la anul, dar mâine, oh, stai înainte să pleci. Ar fi trebuit să încep vlogul cu asta, las că vă spun mâine. Că până la final, cine știe câtă lume mai stă ca să mă mai ascultă pe mine vorbind că sunt nevorbit. Te-a pupat, ciao!